sistemul informatic al cardului de sănătate este din nou blocat. De două zile, atât unitățile spitalicești din Târgu Jiu, cât și medicii de familie sau farmaciile nu pot valida serviciile medicale prestate. La Spitalul Județean de Urgență nu au putut fi validate 114 externări doar în cursul zilei de ieri. Începând de ieri, într-adevăr, ne respinge semnăturile electronice. Acest lucru se întâmplă doar în timpul zilei, seara și noaptea funcționează corespunzător. Astăzi, aceeași situație? Da, acum de dimineață, da, aceeași situație și încă suntem în discuții să vedem care e cauza de fapt. Acest lucru determină pierderi în bugetul spitalelor. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Gorj susțin că sistemul nu este blocat și că problema este de fapt a spitalului. Acolo ei nu funcționează pe baza programului SIUI, funcționează pe baza unui program privat, să spunem, pe baza unui contract cu o firmă privată și să vedem de ce nu funcționează, pentru că acolo sunt într-adevăr cele mai mari probleme. Și astăzi am mai primit un telefon de la un medic de familie și chiar în timpul convorbirii a putut să valideze serviciul. Deci nu au fost, să spunem, o avalanșă de probleme semnalate către noi. Dar v-am spus, la orice problemă care nu se sesizează, o urmărim și noi. O zi de spitalizare costă la Spitalul Județean din Târgu Jiu 300 de lei pentru fiecare pacient. Unitatea a pierdut aproximativ 34.000 de lei într-o singură zi, pentru 114 pacienți care au fost internați și pentru care la externare serviciile medicale nu au putut fi validate.